Suntem la pedalare, masa critică, la Chișinău, pe Bulevardul Central. Asta se întâmplă în fiecare ultima vineri a lunii în majoritatea orașelor importante ale lumii. Orașe libere în care oamenii pot să exprime în felul ăsta. Și iată bicicliștii, monocicliștii, tricicliștii, trotinetistele și tot așa se adună, pedalează împreună ca să revendice loc pe carosabil, loc în trafic, ca să arate autorităților, șoferilor că e nevoie de infrastructură biciclistică, nu iată așa dungi roze desenate ca chertoacă pe trotuar, fără nicio delimitare de zona pietonală, fără să avertizeze pietonii că iată poate să vină bicicliști. Să cerem de la primari să scoată gratile astea de-a lungul drumului, care sunt foarte periculoase, mai ales dacă a mai căzut câte o bară din asta, păi groapă, e capcană pentru bicicliști și bicicliste. Poți să mori aici pe carosabil, cazi acolo, te dezechilibrezi și poți face un accident din care să aibă de suferit nu numai biciclistul, biciclista, dar și oamenii din transport. Din accidentul generat, iată, de o groapă din asta de-a lungul drumului în care se intre cu roata. Mai ales roata de trotinetă sau de bicicletă cursieră, dacă intră acolo, e pericol mare. Tot așa e pericol și de la băltoacele astea, iată, după orice ploiță îți faci o băltoacă și ai merge pe acolo dacă nu te-ai teme să te stropești. Dar sub băltoaca aceea îți poate ascunde o gură din asta de canalizare deschisă cu găuri mari sau un pietroi sau o groapă descoperită. Și de ce vrei să ocolești băltoaca și din nou riști să faci accident, să nimerești sub roțile mașinilor. Iată de ce în fiecare lună, cel puțin de vreo 10 ori pe an, pentru că în zona asta, Republica Moldova, România, se poate pedala cel puțin 10 luni pe an. Deci de vreo 10 ori pe an ieșim în stradă, nu știu de ce au renunțat sau au suspendat pe durata pandemiei bicicliștii și biciclistele din București activitățile astea. Bine, acum la sfârșit de septembrie a fost o mare pedalare cu câteva sute, poate mai mult de 1000 de bicicliști. Iată groapă în fața Ministerului de Interne și a Procuraturii Generale de Bulevardul Central. E necesar să pedaleze și mai ales să pedaleze organizat în grup ca să prindă curaj și persoanele care nu prea au curaj, au bicicleta acasă, dar nu au curaj să iasă cu ea. Să capite experiență cei care nu prea au experiența mersului pe carosabil, pentru că cei mai mulți bicicliști merg pe trotuar și asta e periculos și pentru pietoni și pentru bicicliști. Și să obișnuiască și șoferii, că iată sunt oameni care pedalează și să vadă câți oameni în cap pe un loc ocupat de mașină, câți oameni cu bicicleta în cap în spațiul public, pe drumul public. De aceea, interesați-vă în localitatea în care sunteți voi, în fiecare ultima vineri a lunii, evenimentul Masa Critică sau Critical Mass sau eu știu cum se mai scrie în limba țării în care locuiți și aderați la astfel de acțiune. Se întâmplă în ultima zi de lucru a lunii și a săptămânii, după programul de lucru și de studii, ca să prindem ambuteiajele, să prindem oamenii ăștia grăbiți spre casă sau spre provincie, ca să ne vadă și ca să interacționăm. Ei, fratele, ai vrut să mă dobori? Nu mă uit în telefon, eu eram pe drum, dar tu nu te-ai uitat la drum. Mă uitam în telefon. Obraznic, a ieșit de pe trotuar peste mine și mă acuză pe mine că mă uit în telefon. Eu mă uit la drum, nu mă uit la telefon.
Nu, nu trebuia să te asiguri când ieșai de pe trotuar, nu trebuia să te asiguri că nu ești. Da, te-ai asigurat că au plecat alții, dar la mine nu te-ai uitat. Eu m-am uitat în general că vii. Da? M-ai văzut că vin, dacă te-ai gândit. Dar te-ai gândit să... Dar te-ai gândit să mă stresez, Olea. Am înțeles, am înțeles. Deci accident nu era să fie, nu mai era scad Olea că jos. Bine, bine. Cred cuvânt. Mă înțămâș și mă da prost. Aș te vadă brazilianul ăsta, așa-ți creadă câte timp faci așa. Avem turiști străini, pe aici este un olandez, iată-l, cu șapcă de biciclist. Și ăsta e brazilian, cu drapelul spălăcit al Braziliei. Zice că pedalează în lumea întreagă și normal că l-o cam bătut soarele. O auzit că este masa critică la Chișinău și hai să pedaleze și el cu noi. Foarte bine, bravo lui, o brigadă, cum zic ei, olandezul a plecat, olandezul zburător, care se duce la dreapta. Brazilianul mulțumește șoferului de troleibus, dar nu știu pentru ce, că el oricum trebuia să aștepte acolo, că era la semafor pe roșu. Sunt și vreo două femei la pedalarea asta, ca să se înțeleagă că nu numai bărbații sunt interesați de modul sănătos de viață și de activismul ciclistic. Cred că și un copil sau doi sunt cu noi, așa că priviți-ne, invidiați-ne. Dar data viitoare, aderați, faceți ca noi. Poliția se grăbește la vreun accident. Sperăm că nu-i cu implicare de bicicliști și bicicliste. Azi nu prea vedem pe nimeni cu trotineta, sunt iată doar vreo doi băieți cu monociclu electric. Susținem orice transport alternativ. Masa critică Chișinău. Aderați, dați like, share. Învățați de la noi și faceți mai bine decât noi. Pe Bulevardul Central din Chișinău, boss. La București nu prea se face masa critică. Nu știu de ce s-au speriat bicicliștii de acolo. Dar puteți face în orice altă localitate, nu numai în București. Pedalați peste tot unde se poate. Nu vă sperie nici iarna, nici ploaia. Hai că-i verde!